Lojele din Pitești, Mioveni, Câmpul Lung și Curtea de Argeș sunt timp de două zile gazdele masonilor din România. Cu acest prilej, în Argeș se află și marele maestru al Marii Loje Naționale a României. Periodic, în diverse zone din țară, organizăm așa numitele mari consilii. Schimb de experiență, decizii, cutume, aprinderi de loji care se hotărăsc în Marele Consiliu și apoi anunțarea unor viitoare loji. Deci activitate, dacă vreți, pe de o parte administrativă și pe de altă parte ezoterică. Marele maestru a vorbit despre rolul masoneriei în general și al celei din Argeș în particular. La un moment dat s-au speriat unii din băieții din zonă, crezând că voi dialoga despre nume, persoane și alte... Nu fac. S-au grăbit, loja Meșterul Manole este o lojă regulară cu aprobarea mea în masonerie. Există aceste cutume, dar asta nu înseamnă că viața începe cu tine. Marele maestru, prin ciocanul lui, este puterea supremă, suverană și mai e un termen acolo pe care l-am preluat și noi din istorie. Este sacră și inviolabilă. Deci... Marele maestru s-a ferit să dea nume, însă a vorbit de planurile sale. M-a pasionat tradiția noastră masonică și intenționez, o să apară cam în 6 luni de zile, o lucrare, chiar așa se va numi, recuperarea tradițiilor naționale românești masonice. Îl veți regăsi pe Ionel Brătianu, pe Vintilă Brătianu, unul cei mai mari vistiernici pe care i-a avut țara, un tip inteligent și bogat în același timp. Familii de tradiție care vin din acest fief al Argeșului. Aici s-au născut, aici au trăit. Au trăit în anturajul unor oameni care au venit cu influența lor de afară, începând cu familia regală.